Poate uneori gândim la binecuvântări și nu înțelegem prin aceasta ce înseamnă cu adevărat binecuvântările. Noi gândim la binecuvântări, poate de multe ori în privința aceasta pământească, mulți zic că dacă au un trai bun, dacă au o casă, o mașină, sunt binecuvântați. Dar în seara aceasta să ne cercetăm că adevăratele valori, adevăratele binecuvântări, de fapt sunt înăuntru nostru. Dinăuntru izvoresc în afară. Și adevăratele binecuvântări, în primul rând, e comoara de preț care a pus-o Domnul Duhul Sfânt. Dacă l-avem pe Duhul Sfânt, trebuie să ne punem întrebarea ce măsură avem din Duhul Sfânt? Ce măsură e noi din puterea și prezența Duhului Sfânt în viața noastră, în mintea noastră, în vorbirea noastră, în ce măsură avem Duhul Sfânt? Apoi, dragoste, pentru că cuvântul Domnului ne spune că una din roadele Duhului Sfânt și prima este dragostea. Să ne punem întrebarea în ce măsură o avem roada aceasta? Că dacă avem roada aceasta, atunci cu această putere a dragostei orice ne-ar întâmpina, dragostea îți dă putere să mergi mai departe. Când ai dragoste, îți este ușor să te rogi. Îți este ușor să ierți. Îți este ușor să faci un bine. Îți este ușor că ai dragoste. Și dacă nu ai dragoste, toate le faci ca așa trebuie, ca așa ți-a zis alții. Toate le faci, poate că ți-e rușine și poate te gândești în multe, multe feluri. Dar Domnul Iisus vrea să-i slujești din dragoste. Am putea la multe lucruri să ne oprim, dar în seara aceasta am vrea să luăm exemplu. Spune cuvântul Domnului la Genesa, capitolul 5, cu versetul 24. Ne vorbește despre Enoch. Și aș vrea în seara aceasta, prin cuvântul acesta, să ne vorbească Dumnezeu la toți. Versetul 24, capitolul 6 din Genesa, spune: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Dacă ne-am punea întrebarea sau dacă ne-am punea întrebarea unii altora sau personal, cine ar vrea, așa cum spune cuvântul Domnului, că Enoch nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu? Noi toți am vrea să fim luați de Dumnezeu, să fim luați de Domnul Iisus, de pe acest pământ. Și e un lucru bun, e o dorință bună, e lucru cel mai minunat ce poate să se întâmple unui om, unui suflet, să fie luat, sau când trece din viața aceasta, să fie luat de Dumnezeu, sau când vine Domnul Iisus, când o să fie răpirea. Eu cred că toți avem gândul acesta, această dorință, să fim luați. N-am vrea nimeni, eu cred că de la răpire, să mai rămânem aici pe acest pământ.
Toți am vrea să fim luați de pe pământ. Dar e o condiție tare importantă pentru fiecare din noi, pentru că condiția aceasta individuală nu depinde dacă soțul o de soție individuală, condiția și spune Enoch a umblat cu Dumnezeu. Să ne punem întrebarea până în ziua de azi, cu cine umblăm? Pentru cine trăim? În vorbirea noastră, în trăirea noastră, viața noastră dovedește că umblăm cu Dumnezeu. Pentru că asta e condiția, ca să ne ia Dumnezeu, trebuie să umblăm cu El. Și să ne cercetăm. Pentru că noi toți ne pretindem a fi creștini, a fi credincioși, a fi lucrători al lui Dumnezeu. Toate sunt bune și frumoase. Dar Dumnezeu poate să umble cu mine dacă eu caut pacea, dacă eu caut pe Dumnezeu, dacă eu caut rugăciunea, dacă eu caut pocăința, poate și Dumnezeu să umble cu mine. Dar Dumnezeu nu poate umbla cu mine dacă în inima mea mai este ură. Nu poate să șadă că Dumnezeu, spune cuvântul sfânt, este dragoste. Și Dumnezeu, care este dragoste, nu poate să șadă la un loc cu ura în inima mea. Dacă gura mea bârfește, dacă gura mea vorbește de rău, dacă gura mea bagiocorește, trebuie să-mi pun semnul întrebării, dar mai îi Dumnezeu cu mine, dar mai umplu eu cu Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu nici când nu-L auzim cu bârfe, nici când nu-L auzim cu judecăți, așa în felul oamenilor. Judecățile Domnului sunt sfinte și Domnul Iisus a spus că El n-a venit să judece lumea, a venit să o mântuiască. Și noi de multe ori judecăm pe cei din stânga, judecăm pe cei din dreapta și chiar am auzit mulți frați și surori care se roagă și cere o sânda, cere ca Dumnezeu să-L pedepsească pentru că cu ceva l-a neglijat sau cu ceva l-a vătămat și deloc îi cere, imediat îi cere pedeapsa. Spune cuvântul Domnului, eu cred că cu toți avem cunoștință că Domnul Iisus e un mijlocitor între noi și între Tatăl Ceresc. El șede la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Noi zicem că suntem creștini. A fi creștin înseamnă să fii asemenea lui Iisus. Iisus mijlocește. Ce faci tu? Mijlocești pentru cel din stânga, pentru cel din dreapta, dacă vezi că e slab, dacă vezi că a căzut. Tu trebuie să mijlocești pentru el. Cuvântul Domnului ne spune în Faptele Apostolilor. Capitolul 7 cu versetul 51. Să știm că acest Ștefan, care era un prezbiter plin de Duhul Sfânt, vedem că în fața execuției, în fața pedepsei, în fața morții, șede neclintit și le spune adevărul. Pentru că poți sta neclintit și să vorbești adevărul dacă ai umblat cu Dumnezeu. În fața ispitei, în fața încercării, în fața valurilor, poți să stai neclintit, fără de frică. Și spune Ștefan, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât.
fața execuției se deprinde Duhul Sfânt și îi mustră pe iudeii aceia, care spune Apostolul Pavel, erau așa de rei că l-au omorât și pe Domnul Iisus. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când au auzit ei aceste vorbe, tăia pe inimă, scârșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Eu cred că noi ne-am adunat în locul acesta că vrem să vedem cerul deschis la rugăciunile noastre, la cauzele noastre. Noi vrem să vedem cerul deschis. Așa spune Ștefan. Și iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dar ca să vedem cerurile deschise, e o condiție mai greu de îndeplinit. Mai greu să ajungi în starea aceasta care spune că dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, mă uit și de multe ori îmi pun întrebarea și mă uimesc că mulți credincioși nu mai fac cum au făcut, cum a făcut Ștefan, spune, și a pironit ochii spre cer. Oamenii din când în când mai ridică o privire spre cer. Și dacă nu înțeleg și dacă nu primesc răspuns deloc, își ațintesc privirile spre pământ, își ațintesc privirile spre oameni, își ațintesc privirile spre lucrurile în care ei s-au încrezut. Dar spune că Ștefan, plin de Duhul Sfânt, astăzi oamenii nu-s mai legat de cer, nu-și mai ațintesc privirile în cer, către cer, că nu mai au Duhul Sfânt. E trist, dar ăsta e adevărul. Trebuie să recunoaștem ca Dumnezeu să poată să ne cerceteze, să ne prelucreze, să ne umple de Duhul Sfânt. Oamenii de azi, mă refer la credincioșii de azi din biserici, îți plin de fire, îți plin de modă. Nu mă refer la moda, să nu mă înțelegeți greșit că nu m-am exprimat bine, nu mă refer la moda cu îmbrăcămintele. Mă refer pentru că creștinismul de azi, oamenii îl modernizează. Îl modernizează, dar Dumnezeu, Domnul Iisus, ne-a chemat să fim niște credincioși simpli. Să fim simpli, să fim sinceri, să fim smeriți. Nu să modernizăm creștinismul într-un fel sau altul. Astăzi, mulți opresc lucrarea Duhului Sfânt. Mulți opresc rugăciunile în comun. Mulți opresc pentru că zic că s-ar putea să fie și proroci mincinoși. S-ar putea să fie și o lucrare falsă. Noi trebuie să înțelegem că în toate timpurile, în toate vremurile, din trecut și de acum și în viitor, cea mai mare eroare, cea mai mare erezie e învățătura falsă. Dacă se dă o prorocie, o lucrare, o vedenie, un vis sau o învățătură sau o poezie sau o cântare, noi avem ghidul cu care
Nu-i greșit să cercetăm, pentru că cuvântul Domnului ne învață să nu fim lesne crezători. Noi ce credem trebuie să fim ferm convinși din cuvântul lui Dumnezeu că în ce ne-am încrezut este adevărul. Cu cuvântul Domnului nu ne putem rătăci. Ne putem rătăci cu tot felul de învățători, cu tot felul de alte lucruri care impresionează și încântă oamenii. Nu ne trebuie credința dată odată Sfinților pentru totdeauna. Nu ne trebuie credința acelora care exagerează și trântesc oamenii pe jos. Noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus drept în picioare. Nu ne trebuie fel și fel de mătănii care din ce în ce mai noi, așa zise Evanghelii, tot alte Evanghelii. Nouă ne este de ajuns Evanghelia lui Hristos. Nu ne trebuie Evanghelia prosperității. Nu ne trebuie acei care în bisericile Domnului joacă, că spun că joacă în Duhul. Domnul să ne dea lumină și înțelepciune, că spune mulți vor aluneca, mulți vor cădea în zilele din urmă. Dumnezeu să ne țină tare în adevărul Lui, să ne binecuvânteze și să lăsăm toate prostiile celor care aduc erezii, pentru că Evanghelia este dată una singură pentru toți. Una singură pentru care spune chiar Domnul Iisus Hristos s-a jertfit și a dat viața și azi mult nu înțeleg secretul și valoarea. Domnul să ne descopere nouă, să ne țină tari pe stâncă și să nu ne lăsăm duși în eroare de cei așa zis apostol. Noi îl avem pe păstorul nostru cel bun. Și oile mele, spune, ascultă glasul meu. Noi mai ascultăm glasul păstorului bun. Să ne sculăm cu toți în picioare și să ne rugăm ca în această zi Domnul Iisus să ne facă credincioși și biruitori, nu numai o oră sau două în biserică, nu e îndeajuns. Credința se vede atunci când ești în încercare, când ești pus la examene, atunci Domnul să ne dea biruință, atunci când trebuie să mărturisim că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem credincioși, atunci se vede adevărata valoare a credinței, adevărata măsură a credinței pe care o ai. Nu aici în biserică, că în biserică tot putem fi sfinți. Pe câmpul de luptă se vede ce credincioși, ce valoare ai. Domnul să ne facă biruitori pe toți, că toți suntem pe câmpul de luptă și pentru în sensul acesta să ne rugăm, toți să fim niște martori, niște martori și niște luptători înțelepți, niște luptători chipzuiți, care în veghere, în smerenie, prin puterea rugăciunii, prin puterea pocăinței, putem duce steagul biruinței. Domnul să fie cu toți, să intrăm la rugăciune.